Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Nemții și astăzi am revenit cu primul episod din noua serie de FIFA 2021. După cum bine știți, începând de aseară cu ora 8, cei de la EA ne-au dat acces la web app pentru noul FIFA 2021 și chiar dacă au fost câteva probleme cu acele coduri pe care trebuia să le primim pe e-mail, s-a rezolvat într-un final și avem primele informații despre FIFA 2021, primul contact cu FIFA 2021 și o să vă arăt imediat ce putem vedea și ce nu în acest web app. Înainte de a începe, nu uitați să-mi dați un like la acest video, un comentariu, dacă aveți nelămuriri despre joc, despre cum să intrați aici pe web app, lăsați-mi un comentariu și o să vă ajut cu mare drag și de ce nu să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja la acest canal. După cum v-am zis, aseară la ora 8, EA ne-a dat acces la acest web app pentru FIFA 2021. Astăzi, începând cu ora 6, o să primim cele 10 ore de trial FIFA 2021, adică 10 ore în care putem testa jocul. Cei care au EA Play, abonamentul acela pe o lună sau pe 12 luni, pe cât a ales fiecare să și-l ia. Și putem testa jocul FIFA 2021 ca să vedem dacă o să-l cumpărăm. Cred că în ideea asta este acest trial de 10 ore, să vedem dacă îl cumpărăm sau nu. Deci astăzi la ora 6 o să primim trialul de 10 ore. Dacă aveți întrebări despre EA Play, acel abonament, sau despre cum să vi-l faceți, de asemenea lăsați-mi în comentarii aici și o să vă îndrum pas cu pas și o să vă spun ce trebuie să faceți. De asemenea și aplicația. Sunt mulți, dacă nu majoritatea, cred că, care folosim aplicația Companion pentru telefon, unde la fel avem acces la contul nostru de Ultimate Team și această aplicație va fi updatată astăzi, din ce am înțeles, până la ora 6, până când o să apară trialul și vom putea avea acces la contul nostru de Ultimate Team și de acolo. Bun, să vedem acum ce putem face din acest web app. După cum vedeți, avem taburile Home, Squad, SBC, Transfer, Store, Club și Lead, Blackboards. La Home aici avem obiectivele care sunt următoarele. O să ne uităm doar la ce ne interesează, ce este cel mai interesant de fapt, adică jucătorii ăștia din level 30 de la final, unde este Lacazette, Sabitzer, Storyline Player și Juan Bernat. Deci clar pentru echipa mea, care probabil va fi, așa sper, va fi axată pe campionatul din Premier League, chiar dacă jucătorul să fie un pic cam scump la început, la Lacazette asta cred că ar fi o variantă foarte, foarte bună. Și să vedem dacă mai avem ceva jucători pe aici pe care îi putem primi. Am văzut că Mbappé este deja de la primul season progress din ăsta, doar că e loan pe 9 meciuri, dar ne poate ajuta ca și super sub. Avem și pe Sterling pentru 5 meciuri la level 13 plus câteva pachetele, Eriksen la level 5 plus ceva bănuți, ceva pachetele. Da, destul de decent. De decent pentru sezonul 1, este chiar, arată chiar bine. Avem milestone-urile astea, Transfer Market, avem ceva nou pe aici, Stadium Development, multe, 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 multe chestii noi. Avem și obiectivele astea, Mbappé Story Play Online, astea erau și în ediția trecută de FIFA 2020. Avem squad-ul, următorul tab, și ăsta este squad-ul meu la momentul actual. Jucători ăștia pe care mi-a dat împrumutați, încă doi din Premier League, ăsta e Cahill, dacă nu mă înșel. Da, Cahill și cu Rodriguez. Jucători care nu sunt ei prea utilizabili, dar să vedem ce echipă o să reușim să ne facem pentru primul weekend league. O echipă competitivă, sper eu. Avem apoi tabul SBCs, SBC-uri, care ne place nouă atât de mult, unde avem SBC-urile de la Basic, upgrade-urile care sunt ca, da, sunt la fel ca la FIFA 2020, upgrade-urile, și avem advanced-urile astea care sunt și vă recomand să le faceți, deoarece cu siguranță o să faceți un mare, mare profit, însă pentru ele trebuie jucători, trebuie bani, ceea ce la momentul actual nu avem. După cum vedeți, avem 0 coins, nu prea, adică este, poți să te ocupi de training, poți să faci bănuți și în momentul actual, însă este puțin mai greu. Avem pachetelele, de fapt astăzi, pe lângă că am ales să vă prezint acest web app, avem și un pack opening cu pachetelele astea de la început de joc pe care ne le-au oferit cei de la EA,
câteva pachetele Gold și Gold Players Pack. Avem și 3 Gold Players Pack și un 2 Players Pack. L-am făcut de la SBC-ul ăsta de start. Ăsta, Let's Get Started ăsta. Și ce mai avem aici? Mai avem un singur lucru de prezentat și anume Team of the Week 1, care e băguit și nu apare, dar dacă dăm așa, apare și avem și aici câțiva jucători interesanți pentru început. Multă lume spune că acesta este cel mai bun Team of the Week 1 de când a apărut această serie de Ultimate Team. Îl avem în primul și în primul rând pe Ben Yedder, care a primit un inform de la primul Team of the Week. Deci dați-vă seama ce o să fie cu acest jucător și în FIFA 2021. Prețul acestui card este 500.000, 250.000, undeva pe la 250.000 cred că este. Destul de... E ok, 250.000 nu e în preț. Wow. Mașina să fie un pic mai scump. Mai avem Suarez, un jucător care cred că e ok și el pentru început de joc. Cu pace-ul ăla cred că poți să te descurci pe început de joc, repet. Avem Jamie Vardy, un jucător și el foarte, foarte bun, care costă undeva pe la 100.000, no, 68.000. Sunt foarte ieftine cardurile. Am văzut și ieri, m-am uitat pe un pack opening la cineva pe YouTube și erau jucători din Premier League de 82-83 care erau 1.000, 2.000, 3.000. Deci foarte, foarte ieftin pentru început de joc. Mă așteptam să fie undeva mai scumpi. Mai avem pe Bruno Fernandes, un jucător și el destul de bun, care e și el undeva pe la 200.000, 150.000. Uite, l-avem aici. Și ce să mai vedem noi pe aici? Cred că Mukiele ăsta, dacă e, sau... Nu, e Upamecano. Upamecano ăsta, da, ăsta chiar e un fundaș care e foarte, foarte bun, dar la fel e și el foarte ieftin. Are pace, are defend, are physical, un jucător foarte, foarte bun. Și voiam să vă arăt și pe lista rezervelor, că l-avem și pe Andrei Cristea de la Poliaș. Avem primul român în Team of the Week 1, primul nostru român, după hat-trick-ul din campionat contra FCSB-ului, a primit un Team of the Week și costă și el undeva pe la 9.000, 8-9.000, ceea ce este decent. Și în rest, nu avem și Lozano ăsta. Ăsta și ăsta e un jucător foarte bun dacă începe seria sau dacă nu super sub. Jucători buni. Sunt jucători buni care ne putem ajuta să ne formăm un prim 11 competitiv pentru Weekend League-ul ce urmează. Cam atât cu prezentarea acestui web app. Să trecem acum la pachetele să vedem ce noroc avem. Deschidem Stadium Starter Pack-ul ăsta, să vedem ce stadion primim. E Manchester City, nu știu ce să astea, sincer, Tifo. Stadium, astea sunt ceva, un cântec, ceva de la Valencia. Asta e ceva cu colori, cu tribuna așa și tifo al lui Manchester City. Asta e, cred că e flagul ăla pe care îl bagi în spatele porții, dacă nu mă înșel. Sunt tradable, deci le dăm store all two clubs. Și să trecem la pachetele noastre. Main interest al acestui episod, dacă îi pot spune așa, 2, 4, 6, 7 pachetele. Sperăm să începem cu dreptul, de ce nu? Și începem cu primul gold pack. Nu știu exact ce ar trebui să ne arate pe aici prin spate, cum ne dăm seama dacă e bun, dacă nu, dar să vedem ce primim în primul pachetel. Avem în Zonzi, mijlocaș central, 34 pace, nu avem ce să facem cu el. Alberto Moreno ăsta arată decent cu 85 pace-ul ăla, deci cred că putem face ceva. Dagba și ăsta este... Așa, avem Herrera, avem niște position change, un architect, manager contract, Genoa, store all in club și mergem la următorul pachetel. Gold pack. Să vedem. Olsen de la Roma. Olsen am zis? Ah, Olsen, da. Dar nu e de la, e de la Roma? E de la Roma, dar e cu flagul ăsta, nu al Romei. Avem Egan. Da. Avem un engine, în schimb un finisher, un powerhouse. Avem și câteva, da. Decent, decent. Pentru gold pack-uri sunt decente și acum trecem la pachetelele astea de jucători. Deschidem 2 player spec-ul ăsta pe care v-am spus, l-am făcut din SBC, să vedem ce primim. Pearson de la nu știu ce echipă și Tomas Pinea, store alt club, ăsta era și untradeable dacă nu mă înșel. Și avem ultimele 4 pachetele ale primului nostru episod, gold player spec. Haide!
Când am văzut cu negru acolo, am zis că e un uniform ceva, dar e abile asta. N-am scăpat de cardurile astea, Common Ball sau cum s-o numi. Să vedem dacă mai este ceva pe aici. Brown, Blașikovski, Lunin, Lunin de la Real Madrid. Cacret ăsta care cred că o să aibă câteva carduri de inform în acest joc și va fi un jucător de urmărit. Deci am spus în primul episod că cred că ăsta o să fie un jucător interesant, pentru că l-am văzut în Champions League la Lyon și m-a impresionat. Deci cred că o să aibă parte de câteva informuri, dar o să vedem. Și mai avem 3 pachetele, 3 Gold Players Pack. Deschidem. Keita. Asta nu cred că e chiar rău, 71 pace. Un mijlocaș pentru început, cred că e ok. Uite, 2500, 2000. Dar e ok, că îl pot băga în echipă, cred. Cred că îl pot folosi pe acest Keita pe început de joc. Deci Keita este cel mai bun joc, cel mai bun jucător pe care l-am primit până acum. Și mai avem 2 Gold Players Pack-uri. Să vedem. Zahavi, proaspătul jucător acelor de la PSV. Când am văzut că s-a transferat la PSV, mi-a venit în cap când îmi venea în toate pachetele astea Zahavi ăsta în FIFA 2020 și acum măcar vine de la PSV. Nu mai vine din China sau de unde era el. Rice, bravo de la Betis. Și în rest ceara asta cu 91 pace. Primul nostru super sub, cred că o să fie 70 shooting. Nu e wow. Și mai avem un singur player pack și ultimul la acestui episod. Zaracho. Din nou avem un Common Ball player de ăsta, îl avem pe Pepe Reina, Petros ăsta a avut ceva, un Team of the Season sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Conan Proto, Frey, îl avem pe Alberto Moreno ăsta. Ia să vedem, cu cât îl punem noi pe ăsta să fie primul nostru jucător, 750 cu 800, 700, 750, na, ce să faci, eu le dăm send to transfer list, ok, restul le dăm store all in club și cam atâta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați, vă rog, să îmi dați un like la acest video, poate strângem și noi 100 de like-uri și orice întrebări aveți legate de FIFA 2021, de cum să intrați în posesia trial-ului, cum să intrați pe web app, lăsați-mi aici în comentarii și cu mare drag o să vă răspund. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în acest episod. Numele meu este Nemții, ne revedem la următorul episod. Vă pup!